Ne-am lungit destul de mult în materialul trecut, așa că a fost nevoie să-l împărțim în două. Ciopi, ai introdus acum două zile aici o ramă pentru clădit. Da. Pentru rama aia tu ai depus muncă, ai stat în atelier să o asamblezi, ai stat în atelier să o însârmezi. Îți place să petreci timp în atelier? Păi dacă nu-i cazul, ai atunci nu. Ai face altceva. Altceva, dar dacă ai e cazul, altceva. Atunci n-avem ce face. Bun, uite, eu am o surpriză pentru tine, o propunere de fapt pentru tine și vreau să te ajut să-ți scurtezi timpul pe care îl petreci în atelier pentru pregătirea ramelor pe care să le introduci la clădire. Uite, aici ți-am adus o ramă din plastic cu tocul fagure. O ramă din plastic cu tocul fagure, gata ceruită, ți-am ceruit-o eu, deci nu mai ai nimic de făcut la ea, însă atunci când o pregătești această ramă, e nevoie doar să aplici un strat de ceară pe suprafața ei. Atât. Aplicarea acestui strat durează maxim un minut. Maxim un minut. Restul timpului, până la 6, 7, 8 minute care le petreci pentru a asambla rama, pentru a însârma rama, pentru a monta fagurele pe ramă, pentru a avea grijă să nu se strice fagurele respectiv, îl poți dedica pentru altceva. Poți să stai cu soția ta, poți să petreci timp cu copiii, poți să mergi la schi, la băi, unde vrei tu. Poți să-ți faci un concediu de iarnă, acumulând acele 5-6 minute suplimentare pentru pregătirea ramelor clasice, ramelor din ceară, ramelor din lemn cu fagure de ceară. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă introducem această ramă în locul ramei respective. Ai spus că ai introdus-o acum două zile, e foarte frumos clădită. Hai să vedem ce se întâmplă dacă o introduci asta peste 2-3 zile. Iată că avem și un cules, vedem, stropesc ramele, stropesc destul de bine. Bun. Iată surpriza. Salutare, am revenit. Salutare tuturor, am revenit după două zile de la introducerea ramei respective. Ciobi, spuneam că dacă vrei să-ți reduci timpul petrecut în atelier, merită să folosești astfel de rame. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Spuneai că dacă e ce trebuie, vei da și tu curs. Hai să vedem. O să încerc. Hai să vedem, vremea s-a răcit puțin.
Ia uite ce avem noi aici. A? Ia te rog fumul ăla de acolo. Ce părere ai, domnul Ciobi? Părere bună. Cum l-au clădit. Au început să aducă și miere în ea. Hai să-l punem mai în interior, un pic de fum pe ele. Ia. Și dacă o punem aici, va fi și pontată. Până mâine va fi pontată. Deci îți place cum a clădit-o? Da. Foarte chiar, tare. Chiar ok. Nu o să mai omori atâtea albine dacă folosești astfel de rame, deoarece atunci când le apropii, dacă prinzi vreo albină pe spetează, pe lateralul spetezei, va fi băgat acolo în interior și ea va putea ieși, uite, prin găurile alea de eliberare. Da, va putea ieși. Ok. Cules? Foarte bun a fost. Dacă ramele au fost umplute cu miere. Plin. Da, mă, e plin. Într-adevăr, e plină. E plină te, Amber. E plină. E plină. Rama e plină. Nem e plin. Da, foarte frumos. Ia. Gust. Așa, ca dintr-a tău. A nu strica. Lasă-mă că repară ele, mă. Miere de anul ăsta. Ce gust bun are. Ce gust bun are. Da? Da. Bine. Bineînțeles că stupul ăsta mai necesită o ramă. Ciobi, dragă, dă un fum aici și nu le apropia așa de... Un pic să le toaletăm, că le-a prea umflat. Nu-i problemă. Da, ce problemă să fie? Dă-o și de aici să mai... Uite. Asta n-ar trebui să le toatem jos de acolo. Ce? Astea? Da. Le poți lăsa ca să poată circula albinele de pe partea pe alta. No. Mai introduc o ramă. În primul rând o scoți asta. Da, mai introducem una, uite, după diafragmă ce avem. Și poți să-i mai aduci încă o ramă și după 2 zile, 3 zile poți să-i pui magazia. Ramă gol, așa? Sau da. Neclădită, clădită? Poți să-i aduci ramă neclădită dacă ai. Dacă nu-i bună, fi clădit. Da, da.